Locuitorii din Roșiorii de Vede și nu numai beneficiază de cea mai modernă și performantă aparatură medicală pentru investigații imagistice de înaltă precizie. Aparatele CT, RMN și mamograf vor fi folosite atât pentru pacienții Spitalului Caritas, cât și pentru urgențele medicale din restul județului. Speranța mea este că pacienții din Telorman vor rămâne în Telorman, de asta m-am întors în Telorman. Sunt medic și îmi doresc ca pacienții mei să rămână aici și să îi pot investiga aici. Eu sunt neurolog pediatru. Fără RMN, fără CT, nu pot exista. Poate că și visul meu este să am aparatură de înaltă performanță. Avem doi medici tineri la Spitalul Municipal Caritas, amândouă sunt două doctorițe, medic primar, sunt medici foarte buni, în care eu am încredere și cu care colaborez de foarte mulți ani. Și au competențe și în tomograf și în mamografie. Competențele de RMN urmează să și le ia, doamnele doctor. Bineînțeles, până atunci vom avea colaborare cu medici din spitalele universitare pentru interpretarea RMN-ului. Dar da, eu cred că așa vom atrage medicii, pentru că, într-adevăr, medicii profesioniști vin acolo unde au cu ce să lucreze. Întreaga investiție se ridică la aproximativ 16 milioane de euro și a fost realizată cu fonduri europene, proiect implementat de către Primăria Municipiului Roșiorii de Vede. Inaugurăm funcționarea trei aparate extrem de importante și, în felul acesta, pacienții din Roșiori și din zona Roșiori vor avea niște avantaje considerabile. Mă refer aici la faptul că nu va mai fi nevoie să parcurgă distanța până la Alexandria, București, Craiova sau alte localități. Timpii de programare vor fi mult mai scurți. Costurile, sunt convins că vor fi și acestea mai reduse și, în ultimul rând, aceste aparate sunt de ultimă generație. Prin punerea în funcțiune a noii aparaturi, locuitorii județului Telorman vor beneficia astfel de servicii medicale la cele mai înalte standarde.